Pe lista invitaților s-au regăsit muftiul cultului musulman din România, Yusuf Murat Ale din Ahmed, subsecretar de stat, dar și subprefectul Ersuna Nefi. Momentele speciale au fost prezentate de corul muftiatului. După 25 de ani de activitate, UDT-TMR le-a transmis celor prezenți faptul că, de-a lungul timpului, etnia turcotătară s-a bucurat de respectul deosebit din partea populației majoritare, dar și din partea statului român. 25 de ani de când s-a format această uniune, în primul rând trebuie să le mulțumim celor de dinaintea noastră că au încercat să ne unească sub această entitate a noastră, a comunității, și că și prin ea noi am reușit să ne păstrăm și să ne promovăm identitatea culturală și cât și cea religioasă. Vreau să spun că sunt mândru, în primul rând, că sunt tătar și că astăzi mă aflu în cadrul Uniunii Tătare, filiala Megidia, și sărbătorim această aniversare. De 25 de ani de zile noi activăm pentru dezvoltarea culturii, limbii, religiei. Tot despre toleranță și despre modelul de conviețuire interetnică din Megidia a vorbit și Luminița Vlădescu, viceprimarul municipiului. Una democrată a tătarilor turco-musulmani din România, filiala Megidia, este o organizație pe care eu și colegii noștri din primărie o respectăm foarte mult pentru modul în care se organizează și modul în care punctează toate evenimentele lor importante, de asemenea pentru implicarea pe care o au în dezvoltarea orașului și în activitățile socioculturale. Subprefectul Ersuna Nefi a avut un motiv în plus pentru a participa la evenimentul de la Megidia, acesta fiind localitatea sa natală. România ne oferă nouă toată posibilitatea să ne păstrăm tradițiile. Noi trebuie doar să facem, să continuăm linia. După un sfert de veac de la punerea bazelor primei organizații care îi reprezintă oficial în România, tătarii doresc ca și de acum înainte comunitatea să fie una activă și consolidată.